Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu, în primul rând, care prin Iisus Hristos dorește să răscumpere oameni din orice limbă și din orice cultură care trăiesc pe pământul acesta. Emisiune despre misionarii români care se duc și slujesc în diferite culturi ca să aducă la mântuire oamenii pierduți. Misiunea externă nu are de a face doar cu trimiterea și susținerea misionarilor. Misiunea externă implică de asemenea mobilizarea bisericilor pentru marele seceriș. Un instrument deosebit în mobilizarea bisericilor pentru misiune îl reprezintă conferințele de misiune. În această emisiune și în următoarele emisiuni vă invit să urmărim împreună invitații speciali pe care i-am avut la conferința de misiune Romiscon 18, pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a atinge, a motiva, a mobiliza păstorii și reprezentanții bisericilor care au participat la această conferință. Să-l urmărim împreună pe Don Măcări, care a fost misionar timp de 18 ani în Pakistan și care acum, la o vârstă destul de înaintată, este încă plin de pasiune pentru Hristos. El călătorește și în cadrul unor conferințe de misiune mobilizează bisericile și slujitorii la marele seceriș. El va vorbi în această emisiune din Matei, capitolul 9, care ne vorbește despre începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, care străbătea cetățile, satele, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Să-l urmărim împreună. Thank you so much for the privilege of being here with you. Mulțumim pentru privilegiu care mi l-ați permis să fiu cu voi aici. When I was here 2 years ago, I did not know if I would ever be back. Când am fost aici cu 2 ani în urmă, nu gândeam că o să revin. And I am so grateful that God has given me this opportunity to open the Word of God with you. Dar sunt tare bucuros să fiu aici și să pot din nou deschide Evanghelia împreună cu dumneavoastră. Since I've been here, I've learned that I would make a good father of a Romanian family. De când am fost aici, mi-am dat seama că aș fi putut să fiu un foarte bun tată pentru o familie de români. I have 6 children. Eu am 6 copii. 16 grandchildren. 16 nepoți. 17 great-grandchildren. 17 stră-stră-nepoți. And together we are 56 people when we get together. În familie suntem 56 de oameni când ne adunăm toți la oaltă. And my goal is 75. Și ținta mea este să ajung la 75. I want to be like Father Jacob. Așa aș fi ca și tatăl Iacov. Tomorrow I'm going to be speaking about being bold in the Lord Jesus. Mâine să vorbesc despre ce înseamnă să fii îndrăzneț în numele lui Hristos. And on Friday about contextualization and flexibility. Și vineri despre contextualizare și flexibilitate. This morning I want to talk about Jesus. Însă în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre Isus. And Jesus example for us. Și exemplul lui Isus Hristos pentru noi. After all he modeled everything that he taught. De fapt el totul a modelat, a întrupat ceea ce a spus, a și întrupat. And he took disciples with him so they could watch him in action in all kinds of situations. Și întotdeauna și-a luat ucenicii cu el ca să-l vadă în acțiune și să învețe de la el cum să facă mai târziu. So the passage this morning is actually from Matthew 9 verses 35 to 38. Pasajul în dimineața aceasta din Biblie o să fie Matei capitolul 9 de la 35 la 38. In this passage we read of Jesus' itinerary in the province of Galilee. În acest pasaj găsim că Iisus Hristos călătorea în cetățile din Galileea. And if you're not familiar with the prophecies of Isaiah, și dacă nu sunteți familiarizați cu profețiile din Isaia, Isaiah prophesied that the great light would break forth in Galilee. Isaia a profețit că o mare lumină va apărea în Galileea. Galilee of the Gentiles, not Galileea neamurilor, nu a celor din Iudeea, adică de partea iudeilor, ci a Galileea neamurilor. And that's a very sad commentary on Jerusalem and Judea. Și un comentariu destul de trist față de Ierusalim și Iudeea. There's a big warning there for all of us who are pastors and who are members of churches. Acolo este și o avertizare pentru noi ca păstori sau membri bisericii.
Because when Jesus came up to that fig tree and looked for fruit in Jerusalem, pentru că atunci când Iisus s-a apropiat de măslinul acela și n-a găsit fruct în el, smochin, he said, "May you never bear fruit again." L-a blestemat și a zis, n-o să mai dai roadă niciodată. And in Matthew 21:43, și în Matei 21:43, this is what he says to the leaders of the so-called people of God in Jerusalem. Le-a transmis acest mesaj liderilor care erau sau trebuiau să fie liderul Israel. The kingdom is being taken away from you. Le-a zis, împărăția vi s-a luat de la voi. And given to another people who will bear its fruit. Și s-a dat unui alt neam, altor popoare care va aduce roadă. In other words, the time of the resistant Jews had passed. Așa că a zis, vremea opoziției evreilor a trecut. And the Lord is beginning to itinerate among the Gentiles up in Galilee. Dumnezeu Hristos atunci a început să meargă să călătorească în Galileea neamurilor. Even though he continued to minister with the Jews up there, he was constantly thinking about the future expansion of the kingdom of God. Chiar dacă Hristos a continuat să lucreze și să slujească evreilor, totuși din momentul acela a început să focalizeze și peste pe neamuri. One of your wonderful mission leaders in Cairo, Dick Brogdon, has written a wonderful PhD dissertation on John 15. Un frate misionar a scris un comentariu pe Ioan 15. He's exegeted the first 17 verses of that chapter. Și a făcut o exegeză pe primele versete din acel capitol. And in that chapter, among other things, it says, "Every branch that does not bear fruit is thrown away." Și a zis acolo că orice mlădiță care n-aduce roadă este tăiată. And it withers. Și este aruncată în foc. And it's gathered and thrown into the fire and burned. Adunată și aruncată în foc. Could that happen to us? Mă întreb oare s-ar putea întâmpla acest lucru și cu noi? Well, look at the churches in Iraq. Uitați-vă la bisericile din Irak. Not the new ones. Nu cele noi. But the old ones. Cele vechi. They had grown ingrown. Ele s-au micit, s-au mișorat. They were no longer bearing fruit. Nu mai dădeau roadă. And they're gone. Și acum au dispărut. They're not there anymore. Nu mai sunt acolo. This is a big warning to all of us. Și este o avertizare pentru noi toți. So as we watch Jesus in Galilee. Acum întorcându-ne la Hristos, văzându-l pe el cum călătorea în Galileea. The first thing that strikes us is how thorough he was in his ministry. Primul lucru care ne șochează pozitiv este să vezi cât de complex a fost el în lucrarea sa. I don't know if you underline in your Bible or not. Nu știu dacă subliniați în Scriptură cu pixul sau nu, sau cu ceva. If you work with Muslims, you're not supposed to, but dacă lucrați cu musulmani, nu o să scrieți în Biblie că e ceva sfânt acolo. But my Bible's marked all over the place. Biblia mea poartă multe sublinieri. And if you want to mark a special word in Matthew 9, beginning at verse 35. Dacă ar fi să subliniați un cuvânt din pasajul acesta din Matei 9, începând cu versetul 35, underline the word all. A-L-L. Subliniați aici cuvântul acesta toate cetățile. He went through all the cities and the towns of Galilee. El străbătea toate cetățile și satele din Galileea. Somewhere I read there were maybe 253 towns and villages in Galilee in his day. Ar fi fost vreo 253 de sate și localități în vremea aceea în Galileea. How do you do that in 3 years? Cum faci ca în 3 ani să străbați toate satele și cetățile? That's almost continuous migration. Asta înseamnă să migrezi continuu, să călătorești non-stop. A complete work. Ca să îndeplinești această slujbă completă. And he expects us now to catch that idea. Și cred că Hristos vrea ca și noi să prindem această idee. And to complete the work that he's given us to do here on earth. Și să finalizăm lucrarea care el a început aici pe pământ. How are we doing? Cum facem aceasta? Well, not very well. Nu prea bine, dacă ar fi să ne analizăm. I am so grateful that George referred to Pakistan. Sunt bucuros că George a amintit Pakistanul. Months ago, the World Bank published these statistics. În urmă cu câteva luni, Banca Mondială a publicat aceste statistici. There are 100 million
people in Pakistan that are called Punjabis. Că sunt 100 de milioane de oameni în Pakistan care se numesc Punjabis. And 60 million of them live on 50 cents a day US, which is about one meal a day. Și 60 de milioane dintre ei locuiesc cu 60 de cenți pe zi americani. Aia înseamnă o masă pe zi. And one of the interesting things about the missionary movement is that they neglected to translate the word of God into Punjabi. Și una dintre eșecurile, să zic așa, mișcării misionare este că au omis să traducă Biblia în limba lor, în Punjabi. It seemed that all of us in the missionary movement were persuaded to learn the national language. Misionarii au fost sfătuiți să învețe limba națională, limba oficială. That seemed to make sense. Și are o logică, bineînțeles. But what about effectiveness in evangelism? Dar când vorbim despre eficacitate în evangelizare, what we have learned over and over again is that when the gospel comes into the mother tongue of a people and takes root, something begins to happen. Am învățat din nou și din nou că atunci când Biblia este tradusă în limba maternă și când se adresează omul în limba maternă, ceva se întâmplă acolo. Impactul este mult mai mare. We had a famous convert named Mashud. Am avut un convertit faimos, Mashud. Highly educated. Un om educat. His classmate got a PhD in Urdu literature. A ajuns să aibă un doctorat în literatură urdu. But they were both Punjabi. Amândoi, el și colegul, erau de naționalitate Punjabi. And his classmate became a famous Punjabi poet. Și colegul lui a ajuns un poet Punjabi faimos. One day he's walking into a nice hotel like this one. Într-o zi a intrat într-un hotel frumos ca și acesta. And the Punjabi poet is surrounded by admirers. Și l-a văzut pe colegul său de acum, poet faimos, înconjurat de admiratori. And when Mashud walks in, și când a intrat Mashud, his friend recognizes him. Prietenul lui l-a recunoscut. And he greets him in Urdu. Și l-a salutat în limba urdu. And Mashud is so angry. Și Mashud a fost așa de supărat. He refuses to return the greeting. Și a refuzat să salute în limba urdu. Later, the Punjabi poet comes to his Mashud's hotel room. Mai târziu, acest poet faimos Punjabi a venit la Mashud, prietenul lui. And he apologizes for addressing his friend in Urdu. Și i-a cerut scuze că i s-a adresat public prietenului său în limba urdu. I said, Mashud, what are you trying to tell me? Și l-a întrebat, Mashud, ce vrei să-mi spui? Do you mean that no matter how educated you are, vrei oare să-mi spui că indiferent cât ai fi de educat, when you're with one another, când sunteți unul cu celălalt, you speak your mother tongue. Voi vorbiți între voi limba maternă? He said, absolutely. Și a zis, bineînțeles. And the missionaries, și misionarii, including me, și aici mă includ și pe mine, didn't get it. Nu prea pricep lucrul acesta. That's changing now. Acum se schimbă. A retired missionary and I. Un misionar pensionar și împreună cu mine. I'm not retired. Eu încă nu sunt la pensie. He's younger. El e mai tânăr ca mine, dar el e aici la pensie. We're pushing now for a Punjabi translation. Acum ne străduim să determinăm oamenii să traducă Biblia în limba Punjabi. And thank God. Și mulțumim Domnului. Everything is in position and is underway. Totul este gata și lucrurile se întâmplă deja. 100 million Punjabis. 100 de milioane de Punjabi care stau în întuneric încă. Yes. If I had my life to live over again, I think I would become a wandering evangelist living in the Punjabi villages. Dacă ar fi să-mi retrăiesc viața, probabil că aș alege să trăiesc în Pakistan, lucrând cu acest Punjabi ca un evanghelist itinerant. And I think I would have learned Punjabi from the beginning instead of working on a master's degree in Urdu literature and poetry. Mă gândesc că aș fi învățat limba Punjabi și aș fi stat acolo decât să obțin un master în limba urdu și în poezie urdu. But I can't get a visa now. Sorry. I cannot get a visa. Dar acum nu pot să obțin o viză. What about you? Dar voi? Can you get a visa to get into Pakistan? Puteți obține o viză să intrați în Pakistan? It's your turn.
E vremea voastră. Did you get it? Ați înțeles? It's your turn. E vremea voastră. E rândul vostru acum. And what did Jesus do under the anointing of the Holy Spirit? Și ce a făcut Hristos sub ungerea Duhului Sfânt? He preached the good news of the kingdom of God. A predicat vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. He said the kingdom of God has come. Și a zis împărăția lui Dumnezeu a venit. Do you have problems when you read the Bible? Aveți probleme când citiți din Biblie? I do. Eu am. My problem is this. Where was the kingdom of God before Jesus came? Întrebarea care mi-a pus oare unde a fost împărăția lui Dumnezeu înainte să vină Hristos? God lost it. Dumnezeu God lost the kingdom. A pierdut împărăția. How did he lose it? Cum a pierdut Dumnezeu împărăția înainte să vină Hristos? Who did he lose it to? Cui, în mâna cui a intrat împărăția înainte să o ia Hristos? Well, if you are a good product of modern education, you don't have a clue. Dacă sunteți un produs al educației moderne, nu prea aveți habar. If you have a biblical worldview, dacă ai un punct de vedere biblic, and I hope you do, și sper că aveți, then you know the answer. Atunci știți răspunsul. When Eve, când Eva, our mother, mama noastră, listened to Satan, a ascultat de Satana, and believed him and disobeyed God. Și l-a crezut pe el mai degrabă decât crede pe Dumnezeu și she who is the mother, nu a ascultat de Dumnezeu, ea, the mother of the human race, care este mama rasei umane, turned the human race over to the enemy. Într-un fel a dat rasa umană pe mâna dușmanului. And recently I was reading a book by John Stott, a famous pastor from England. Curând am citit o carte scrisă de John Stott, acel faimos teolog din Marea Britanie. And in his writing I read these words. Și citeam în scrierile sale aceste cuvinte. Whoever sins is under the power of Satan. Oricine păcătuiește se supune puterii diavolului. And my first reaction is, prima mea reacție a fost, that's not true. Nu, nu e adevărat. And then I read the Bible reference. Și am citit referințele biblice. 1 John 3:8. 1 Ioan 3:8. Whoever sins is under the power of the evil one. Oricine păcătuiește este sub puterea diavolului, acelui rău. So what did Jesus call Satan when he finally came to earth? Și când a venit Hristos pe pământ, în ce fel a numit Iisus pe Satana? The prince of this world. Prințul acestei lumi. Adam was supposed to be that prince. Adam trebuia să fie acel prinț. And Satan took it away. Dar Satana a luat autoritatea de la Adam. So when you read Paul explaining his calling to the king, dacă veți citi și ce scrie apostolul Pavel când explică chemarea sa în fața împăratului, how does he do that? Cum explică? He said to King Agrippa these three things. I-a zis împăratului Agripa trei lucruri. God has appointed me to open people's eyes. Dumnezeu m-a chemat să deschid ochii oamenilor. To bring them out of darkness to light. Să-i aduc de la întuneric la lumină. And from the power of Satan to God. Și de sub puterea Satanei la Dumnezeu. Is that how you see your ministry? Așa vedeți lucrarea voastră purtând această amprentă? Do you see it just as talk or as power? O vedeți doar ca pe o vorbărie? Predicare simplă sau un soț de putere aceasta care produce aceste rezultate. I hope you understand it's all about the transfer of power. Sper că înțelegeți că lucrarea are de face cu transfer de putere. You're being brought out from under the power of Satan to God. Aduși de sub puterea Satanei la Dumnezeu. And so when Jesus came and said the kingdom of God is here. Și când Iisus a zis împărăția cerurilor este aici. He's being very subtle. He's the king. El spune clar, eu sunt regele. Se explică pe sine. When he said the kingdom of God is in the middle of you, când a zis împărăția celor este în mijlocul vostru. In this delicate way he was referring to himself as the king. Într-un mod delicat a zis clar, eu sunt regele, am venit în mijlocul vostru. But he never came out and said that directly. Mai că nu a zis direct cu cuvintele acestea. Until the last day of his life. Până când a trebuit să fie în ultima zi a vieții sale pe pământ. When he acknowledged before Pontius Pilate. Când în fața lui Pontiu Pilat a zis da, sunt
rege. What else did Jesus model with his disciples? Dar ce a mai învățat Iisus pe ucenicii săi? It says he went everywhere healing. A zis că mergea în toate cetățile vindecând orice fel de boală. Before I went to Pakistan, I was not trained in healing. Înainte să merg în Pakistan, n-am fost pregătit în lucrarea aceasta de vindecare. I was trained in preaching. Am fost învățat și educat să predic. I had older brothers who taught me how to do street preaching. Am avut frați care m-au învățat cum să fac evanghelizare pe stradă. Later on, I learned to go into the universities and witness to university men. Mai târziu am ajuns la universitate și am putut să mărturisesc celor de la universitate evanghelia. I cannot remember any training in healing. Dar nu mi-aduc aminte din educația mea să mă fi învățat cineva cum să vindec bolnavi. We had lots of hospitals in Pakistan. În Pakistan aveam multe spitale. Our mission was founded in 1858. Și lucrarea noastră a fost fondată în 1858. And under the British we had freedom to build schools, și hospitals everywhere. Pe vremea britanicilor am putut să construim acolo spitale, școli, totul. So we slipped into the idea that medicine is the only answer to healing problems. Și cumva am alunecat în ideea aceasta că medicina este soluția pentru vindecarea bolilor. This came to a crisis in my life when a young man is knocking on my front door. Însă s-a întâmplat să trec printr-o criză în momentul când un tânăr a bătut la ușa mea. He said, "Brother Don, you have to come to the hospital right away." Și a zis, frate Don, trebuie să veniți la spital chiar acum. Your friend Nehemet is dying and he's asking for you. Prietenul tău e pe moarte și îți cere ajutorul să vii acum. Nehemet and I had been friends in another city when we both lived there together. Nehemet eram prieten împreună într-un alt oraș în care am locuit acolo. So I rush over to the hospital in this new city where he's in the hospital and I'm teaching at a college. Am ajuns acolo la spital unde era el internat și era și o școală acolo și învățam, predam. In those hospitals in the winter time there's no central heating. În vreme de iarnă în spitale nu există căldură. So people are laid out on mattresses in the sunshine to keep them warm. Oamenii in the daytime. Sunt puși pe saltele către soare ca să încălzească soarele. And I'm walking among them with this young man. Și acum împreună cu soțul meu mergeam pe acolo printre saltele, printre bolnavi. And I find my friend. Și l-am găsit pe prietenul meu. I hardly recognize him. Abia l-am recunoscut. His head is swollen like a giant. Capul îi se umflase ca o lubeniță. His hands are swollen, his feet are swollen. Tot era umflat, picioarele, mâinile. And his arms are like sticks with no muscles on them anymore. Și părea că brațele sunt uscate, fără mușchi pe ele. And I said, "Nehemet, what happened to you?" Și am zis, "Nehemet, ce s-a întâmplat cu tine?" And he said, "Brother Don, I have advanced tuberculosis of my lungs." Am tuberculoză la plămâni. And my kidneys have stopped working. Și rinichii au încetat să lucreze. And at that point in medicine, the doctor said, "The medicine for the TB makes the kidneys shut down, and the medicine for the kidneys makes the TB grow faster." Era acolo un cerc vicios că dacă luai medicament de plămâni se opreau rinichii, dacă luai de rinic se oprea plămânul, că așa era medicina pe atunci. And Nehemet said to me, "The doctors have told me I'm going to die." Și Nehemet mi-a spus, doctorii mi-au spus clar că o să mor. They cannot save me. Nu pot să mă salveze. Would you pray for me? Te poți ruga pentru mine? I'm an English teacher at a college. Și am spus, eu sunt un profesor de engleză într-un colegiu. I have not been trained to pray for healing. Eu n-am fost educat să mă rog pentru bolnavi. What would you have done in my shoes? Ce ați făcut în locul meu atunci? I remember back at the college that the wife of the president has a reputation for the gift of healing. Mi-am amintit că la colegiu soția directorului avea o abilitate, un dar de vindecare. So I said, "Nehemet, I'm going to go back to the college and bring Mrs. Sinclair." I-am zis lui Nehemet, uite, o să merg înapoi să o chem pe soția asta să se roage pentru tine că ea are dar de vindecare. And I brought Bibles. Și am adus Biblii. Why? De ce? Because I didn't have any faith. Pentru că nu aveam credință deloc. How do you get faith? Cum obții credința? Cum primești credința? Anybody remember Romans 10:17? Roman 10:17.
Faith comes by hearing the word of Christ. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. We sat down beside this dying man and read every passage of Jesus healing. Așa că având Biblia la îndemână, am deschis Biblia și am început să citesc pasajul în care se vorbea despre vindecare. And as we were reading the word of Christ, faith slowly began to grow inside of us. Pe măsură ce citeam aceste pasaje, cumva a început și credința mea să crească. And finally we finished reading and we said now we're going to pray. Și în final am terminat toate pasajele, deci și am spus acum o să ne rugăm. But Naaman, you're going to pray first. Dar Naaman, te rogi tu primul. Have you ever heard a nominal Christian try to pray? Ați auzit vreodată un creștin nominal care se roagă? It's like stones falling out of their mouths. E ca și cum ar scuipa pietre așa vorbind. And I am groaning in my spirit. Și în sinea mea cumva suspinam. Oh, God, nothing's going to happen here. Doamne, nimic nu se întâmplă cu asemenea rugăciuni. And then suddenly something snaps inside of this man. Ceva parcă la un moment dat a pușcat, s-a pornit în inima acestui om. And in a loud voice he begins to confess all of his sins. La un moment dat, cu voce tare, a început să-și mărturisească propriile păcate. Everything he could remember. Tot ce și-a putut aminti, a început să zică. It was embarrassing. Acum era rușinos, era doar să asculți, era. We're in a public area. Pentru că eram într-un loc public. You know, I was sitting there on the ground like this. Și eram la pământ. Separated my fingers to look and there's a crowd standing around. Fața acoperită, mi-era groază că lumea se uita și l-auzea pe omul ăsta cum mărturisește păcatele sale public. As he continued to pray, my faith grew stronger. Și pe măsură ce l-auzeam pe omul acesta rugându-se, credința a început tot mai mult să crească. And when he was through confessing, și după ce a terminat de mărturisit, we made sure he understood the gospel. Ne-am asigurat că el a înțeles Evanghelia. That Jesus Christ took every one of those sins into his body and died on the cross for him. Că Iisus a luat toate păcatele sale și l-a pironit acolo pe cruce prin sine. And Jesus tasted death for him. Și că el a gustat moartea pentru el. And conquered it. Și a biruit-o. And we asked him if he believed in Jesus as Savior. Și la final l-am întrebat dacă el crede că Hristos poate să fie mântuitorul lui personal. What dying person would not confess the need for a savior? Ce muritor sau om pe moarte n-ar mărturisi nevoia de mântuire? But then the hard question. Dar a venit întrebarea mai grea. Are you going to acknowledge Jesus Christ as Lord? Vrei să-l faci pe el nu doar mântuitor, ci și Domnul tău, stăpânul tău? Are you going to surrender control of yourself? Îi vei da lui controlul vieții tale? To Jesus. Lui Iisus. The Spirit of God. Și Duhul Sfânt. He was ready. Și el a fost gata. And he prayed accordingly. Și apoi s-a rugat pe măsură. And after he prayed. Și după ce s-a rugat. We said, Naaman, now we're going to pray. Am zis acum, Naaman, ne rugăm din nou. And I forgot all about James 5, where it says that any sick let him call for the elders and anoint with oil. Uitat de Iacov 5, care zice acolo să chem presbitere să roage cu punerea mâinilor și cu un de lemn. I forgot. Am uitat pasajul acela. So we just did the obvious. Așa că am făcut ceea ce ne-a venit atunci pe loc să facem. Oh God, rebuke the tuberculosis bacilli in this man's body. Doamne, mustră tuberculoza din trupul lui și scoate afară. Oh God, open up this man's kidneys. Doamne, fă să funcționeze rinichii lui, deschide rinichii să meargă. Lord, make all the edema go away from his head and his hands and his feet. Toată boala asta de umflătură să dispară de mâini, din picioare. Lord, make the muscles grow back on his stick-like arms and legs. Fă să crească mușchii pe brațele sale, pe picioarele sale. And you know what? Și știi ce? At the end of that prayer, la finalul acelei rugăciune, God gave the faith to say, Naaman, now you're going to get well. Dumnezeu mi-a dat puterea să zic prin credință, Naaman, acum o să te faci bine. So after that we parted and I went home. După ce am terminat, ne-am despărțit, am plecat acasă. 3 days later, the doctor, our mission doctor. 3 zile mai târziu, doctorul care era un doctor creștin, misionar acolo, called me back to the hospital. M-a chemat el înapoi la spital. He said, Don, what did you do to that guy? Don, ce ai făcut omului respectiv când ai venit aici? Now, what would you say to your highly trained missionary doctor colleague? Ce ai fi spus doctorului misionar coleg super educat în medicină?
His name was David. David era numele lui. Dave, in case you never thought about it, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. And Jesus is healing him. Și Iisus l-a vindecat, îl vindecă pe acel om. And it took a while. Și a durat o perioadă. But he was completely restored. Dar după o vreme a fost complet vindecat. And much better, he was transformed. Și mai mult decât a fost și transformat. After this was all over. Când totul s-a încheiat, I ask myself this question. Mi-am pus întrebarea aceasta. Why did I have to come to Pakistan to learn that the Bible is normal? Oare de ce a trebuit să vin în Pakistan și să înțeleg și să ajung la concluzia că Biblia este reală și că e normal să se întâmple așa? That Jesus heals today. Și anume că Iisus Hristos vindecă și astăzi. Have we fallen into a trap of thinking medicine is the only way? Am fi căzut noi în capcana aceasta să credem că doar medicina e soluția la vindecare? Isn't it interesting? Nu e interesant? That in the movements going on now in the Muslim world. Că în mișcările care se întâmplă astăzi în lumea musulmană. Where Western missionaries have had very little influence. Unde misionarii vestici au avut puțină influență. There are miracles going on. Acolo au loc semne și minuni. Miracle movements going on. Sunt mișcări de vindecare în lumile acelea. Where Western educated people have not been able to control things. Poate datorită faptului că misionarii vestici n-au ajuns să ajungă pe acolo și să controleze lucrurile. What's this all about? Care e realitatea până la urmă? We Westerners have lost a biblical worldview. Se pare că vesticii au pierdut această viziune biblică. And we have been deceived into believing. Și am fost înșelați să credem că doar medicina din vest este singura cale de vindecare. Dar despre demoni. Eu n-am fost pregătit și educat, instruit să scot dracii din oameni. Jesus, it says in this passage, he ministered to all of those who were afflicted. Și spune că Iisus Hristos vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Since he already talked about healing, this obviously is about demonization. Și eu cred că aici neputința se referă la oameni posedați demonic, pentru că vorbise anterior de vindecări de boală. Before Dr. Huck joined the Billy Graham team, he came to Pakistan. Înainte ca doctorul Huck să se alăture crucialelor de evangelizare a lui Billy Graham, India's most famous evangelist. Era un evanghelist faimos al Indiei. And I trained the counselors for his crusades. Și am fost și eu implicat acolo să pregătesc oamenii în crucialele sale. We don't use crusade anymore. Noi nu mai folosim cuvântul de cruciade. I hope I don't have to explain that to you. Sper că nu trebuie să vă explic de ce. We call them festivals of good news, okay? Acum folosim cuvântul de festival al veștii bune. In the middle of Dr. Huck's first message in my city. Dar în orașul în care eram eu venit să doctorul Huck să predice. A young man comes screaming down the center aisle and falls unconscious at the foot of the platform. În momentul predicării, un tânăr a venit urlând și a căzut grămadă aici, pur și simplu ca mort în fața predicatorului. There's nothing in a Billy Graham counselor training book on what to do with that. Ei, Billy Graham are multe cursuri de pregătire a consilierilor, dar n-are nimic de a face vreodată în scrierile sale cu cum să scoți dracii din oameni în asemenea situații. So I picked the young man up. Așa că l-am ridicat pe om. Carried him into a counseling tent. L-am dus într-un cort acolo de consiliere. Totally unconscious. Era încă inconștient. And I phoned for a doctor. Și l-am sunat pe un doctor. That's the Western way. Asta e modul vestic. The doctor came and examined him. A venit doctorul, l-a examinat. That his heart, his lungs, inima, plămânii, pulsul. Everything's normal. Totul e normal. I don't know why he's unconscious. Și a zis, dar nu știu de ce este inconștient omul. Finally, the meetings are over. Și s-a terminat și evangelizarea. This young man is still unconscious. Omul era încă inconștient. We carry him into the missionary house. L-am dus într-o casă a misionarilor, casa misiunii. And Dr. Huck comes in. Și a venit și doctorul Huck. Don, come on over here. Și a zis, Don, vino și tu aici. We're going to cast the demons out of this man. O să scoatem demonii din omul ăsta. I had no training. N-aveam nicio pregătire, instruire. My eyes got really big. Ochii mi s-au bulbucat de curiozitate. And Dr. Huck jostled the young man's shoulder and said,
Și Dr. Hux a plecat către el, l-a atins pe umăr și cu o voce poruncitoare. In the name of Jesus, a zis, I command you to come out. În numele lui Isus, îți poruncesc să ieși afară de omul acesta. Strange voices start coming. Și au început niște voci ciudate să se audă din om. And one by one, Dr. Hux și rând pe rând a poruncit demonul să iasă afară din el. And when they were all gone, și când au plecat, the young man became fully conscious. Tânărul și-a recăpătat starea de conștiință. And we listened to his confession. Și am ascultat mărturisirea lui. Alcohol. Alcool. Immorality. Imoralitate. Drugs. Droguri. The occult. Partea ocultă, vrăjitorie. He opened every door to the other world. El a deschis toate ușile posibile pentru lumea întunericului. When that was all over. Și când s-a încheiat, because I was shocked at what I had witnessed. Pentru că eu eram încă șocat în urma acelor văzute. I followed him up and I interviewed his friends. Am umblat pe urma lui și am luat întrebări pe prietenii lui. They said, yeah, he was demonized. Și toți îmi spuneau, da, a fost posedat demonic. And now he's transformed. Și acum e transformat. Dr. Hux had a PhD in psychology. Dr. Hux avea un doctorat în psihologie. That he was born 90 miles from where this happened. Se născuse 90 de mile de la locul întâmplării respective. And he knew the word of God. Și știa cuvântul lui Dumnezeu. And all of his Western education could not fool him about what was demonization. Cu toată educația lui vestică nu a permis să fie înșelat și să nu poată discerne între posesie demonică și boli. Listen. Ascultați cu atenție. Jesus was modeling this for his disciples. Iisus exemplifica, modela viața asta în fața ucenicilor săi. And in the great commission which is driving this great mission society. Și în marea poruncă ce era motoul acestei mari misiuni. Jesus said to those disciples. Organizația misionară a zis ucenicilor săi. Teach your disciples everything I taught you. Învățați-vă și voi ucenicii cum v-am învățat eu, tot ce am învățat eu. I hope our training programs include. Sper ca programele noastre de instruire a misionarilor să includă learning to pray for healing and cursuri despre cum să te rogi pentru bolnavi, să vindeci bolnavi și să scoți dracii. The second thing we need to look at in this passage in Matthew 9. Un alt lucru care putem observa din acest pasaj din Matei 9 de la 35 la 38. Is Jesus' heart attitude. Vedem atitudinea inimii lui Hristos. It said he was filled with compassion. Spune că Iisus Hristos era plin de compasiune. How do you look at crowds out on the street? Când te uiți pe stradă și vezi mulțimile, în ce fel le privești? Yesterday I heard that you have 100,000 students in the university. Am auzit că aveți 100.000 de studenți în universitățile din Cluj, spre exemplu. How do you look at 100,000 students? Cum te uiți la 100.000 de studenți tineri? How do you look at the other 300,000 people who live here? Dar la celelalte 300.000 de oameni care locuiesc în orașul acesta, cum îi privești? Cu ce atitudine? When you wake up and you realize you don't feel any compassion for them. Când te trezești dimineața și îți dai seama că n-ai niciun fel de compasiune față de ei, cum te simți? Then what? Then what? Și apoi ce faci? It's time to get down on your knees. Cred că e momentul acela să te pui pe genunchi. It's time to talk to God. Și să vorbești cu Dumnezeu. To be honest. Să fii cinstit. To say, Lord, I don't feel compassion. Să spui, Doamne, nu simt compasiune pentru oamenii aceștia. My heart is hard. Inima mea s-a împietrit. Teach me your way. Învață-mă, Doamne, căile tale. Teach me your love. Învață-mă dragostea ta. Help me to get my eyes off of myself. Ajută-mă să-mi iau ochii de pe mine. Help me to see. Ajută-mă să văd. To see reality. Să văd realitatea. To see things the way you do. Să văd lucrurile cum le vezi tu. And then what did Jesus say to his disciples? Și apoi ce a zis Hristos ucenicilor săi? He said, these people are harassed and helpless. A zis, poporul ăsta, oamenii ăștia sunt năcăjiți, risipiți. If we really are dead in sins,
dead people can't help themselves. Dacă cineva este mort în păcatele sale, un om mort nu se poate ajuta. Help has to come from outside. Așa că ajutorul trebuie să vină din exterior. That's every one of us here in this room. Adică se referă la noi toți din locul acesta. There are no exemptions. Nu există vreo excepție în locul acesta. When the Holy Spirit comes into us, the first fruit of that spirit is love. Duhul Sfânt intră în inima cuiva, imediat roada este că e plină dragoste. And if we do have cold hearts, și dacă avem inimi reci and tunnel vision, și o privire de asta unidirecțională, and cannot look at a crowd și nu putem să vedem mulțimile cu milă, it's time to repent, e vremea să ne pocăim, să revenim la Domnul și să-i cerem să ne dea o inimă plină de compasiune, de milă față de cei pierduți. Ca apoi să ne putem uita la oameni cum i-ar privi Hristos. By the same spirit that was in Jesus. Având același Duh care a fost și în Hristos, în Iisus. What else did Jesus teach? Dar ce ne mai învață Hristos aici? Under the most adverse circumstances, he said, the harvest is great. În acea situație, a zis, disperată pare, a zis, secerișul este mare. Do you have that kind of vision? Oare avem acest fel de opinie atunci când privim lumea? Roman soldiers occupying the country. În vremea aceea erau soldații romani care ocupaseră țara. Like they did long ago here. Cum au făcuseră și în România în urmă cu 2000 de ani. Or communist. Sau comunismul cum acoperise și ocupase România. In more recent history. În istoria mai recentă. Corrupt leaders in government. Lideri corupți în guvern. And I'm not speaking about your government. I'm just being. Mă refer general. La guvernul vostru, ci în mod general la guverne. A situation looks hopeless. Dar într-o situație care pare fără de speranță. We Christians have no political power. Creștinii nu au putere politică. No military. N-au putere militară la îndemână. But what do we have? Dar ce avem? Ce avem la îndemână? God. Dumnezeu. I can do all things through Christ. Pot totul în Hristos care mă întărește. You shall receive power. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. And the Holy Spirit is the one who makes us bold. Duhul Sfânt este cel care ne dă îndrăzneală. And he opens our eyes. Care ne deschide ochii. Jesus said. Iisus a zis. In Samaria. În Samaria. Open your eyes. Deschideți-vă ochii, ridicați-vă privirea. The harvest is great. Secerișul este mare. What happens if you realize you don't have harvest eyes? Ce se întâmplă atunci când nu ai ochi care să vadă secerișul mare? Time to pray again. Atunci din nou trebuie să pui pe genunchi să te rogi. Oh God, open my eyes. Doamne, deschide-mi ochii să văd secerișul tău. Open my eyes. Deschide-mi ochii. Help me to see. Ajută-mă să văd. Help me to see the potential. Să văd potențialul. And help me to go for it. Și apoi să urmăresc acest lucru. But before that, dar înainte de aceasta, Jesus said one other thing. Iisus a mai zis un lucru. Pray to the Lord of the harvest to send workers into the harvest. Rugați dar pe Domnul secerișilor să scoată lucrătorii în secerișul său. That's a very, very dangerous thing to do. Asta este un lucru foarte periculos să îl faci. Să te rogi în felul acesta. I was a pastor once. Odată am fost și eu pastor. And I made a terrible mistake in my pulpit. Și am făcut o greșeală teribilă la ambon. I invited missionaries into my pulpit. Am invitat misionari la biserică să predice. I had 6 missionaries on 6 Sundays in my congregation. 6 duminici la rând am avut 6 misionari care au venit să predice Evanghelia. We had been winning young people to Christ. Câștigasem deja tineri pentru Hristos. And some of their families. Și parte din familiile lor. Oh God, you see all these beautiful young people out here. Și ziceam, Doamne, vezi tinerii ăștia frumoși aici în biserică. Call them to risk their lives at the ends of the world. Mă rugam, Doamne, cheamă-i pe ei să-și riște ei viața, să meargă să ducă Evanghelia până la marginea pământului. How many of you ever hear the Spirit speak to you internally? Dar câți dintre voi ați auzit vreodată Duhul Sfânt care vorbește vouă în interior?
Wake up the rest of you. Treziți-vă restul. This is what God said. Și iată ce mi-a zis Hristos. You hypocrite. Ești un ipocrit. Pastors, are you listening? Păstorilor, auziți? God said to this pastor, you hypocrite. Dumnezeu mi-a zis acestui păstor, adică lui, ești un ipocrit. You're asking me. Adică tu mă rogi pe mine să-i trimit pe ei. And you are not willing to go first? Și tu nu ești gata să mergi tu primul. How many of you have ever argued with the Lord? Câți dintre voi v-ați certat cumva cu Dumnezeu? The rest of you are afraid to admit. Cred că restul, la restul vă e teamă să recunoașteți. I argued with the Lord. Și eu m-am certat cu Domnul. Lord, I am not a hypocrite. Doamne, nu sunt ipocrit. Lord, you know I'm willing to do anything for you. Doamne, tu știi că sunt gata să fac totul pentru tine. I'm willing to go anywhere for you. Sunt gata să merg oriunde pentru tine. And the Lord said. Și Domnul mi-a zis. No, I don't know that. Nu știam asta. And in desperation I said, Lord. Și în disperare am zis, Doamne, eu chiar îți spun. And you know what he said? Și știi, mi-a zis asta. It doesn't mean anything. Și zis, păi nu înseamnă nimic dacă doar îmi spui. Now I'm getting pretty desperate. Și acum deja eram prins la colț și deveneam disperat. Lord, how does someone convince you they mean what they say? Doamne, dar cum te poate cineva convinge că ceea ce zice e chiar adevărat? And this is what my wife and I heard. Și iată ce împreună cu soția am auzit. I am the living God. Eu sunt Dumnezeu cel viu. I know how to open doors and close doors. Eu știu cum să deschid uși și să închid uși. You offer yourself to me unconditionally. Dacă voi vă veți oferi mie necondiționat. To go anywhere, to do whatever. Să mergeți oriunde vă cer eu, să faceți orice vă va trebui să faceți acolo. And I will decide what to do with you. Atunci eu voi decide ce voi face cu voi. And then you will know you're not deceiving yourself. Și veți ști apoi că nu te înșel singurii, spunând doar așa lucruri de pe buze. That's total surrender. Asta însemna pentru mine să mă supun total lui Dumnezeu. That's normal Christianity. Și de altfel, aceasta este creștinătatea normală, creștinismul normal. Paul got it, didn't he? Și Pavel a înțeles lucrul acesta, nu-i așa? It is no longer I who live, but Christ. A zis, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. For me to live is Christ. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos. And to die is gain. Și a muri e un câștig. That's where we all need to be all the time. În starea aceea trebuie să fim noi toți, totdeauna. Because the Holy Spirit is the administrator. Duhul Sfânt este administratorul of God's program here and everywhere. Programului lui Dumnezeu aici și peste tot, pretutindeni. And he does the directing. Și el călăuzește, el coordonează lucrarea. This is why in Romans 12 we read these words. De aceea în Roman 12 spun și scriu aceste cuvinte. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves as a living sacrifice. Vă rog, fraților, pentru întrunirea lui Dumnezeu, să vă prezentați trupurile voastre ca o jertfă vie. And that's your reasonable worship. Și asta este o închinare bună, plăcută lui Dumnezeu. And be not conformed to this. Și nu vă conformați lumii, potrivit chipului veacului. But be transformed by the renewing of your mind. Transformați prin renoirea minții. That you may exhibit what is that perfect will of God. Ca să puteți înțelege care este voia perfectă a lui Dumnezeu. I was at a meeting of 17,000 Christian university students. Odată eram la o întâlnire cu vreo 17,000 de studenți creștini. Billy Graham was giving an invitation at the end of a week of meetings. La finalul unei săptămâni de întâlniri, Billy Graham venise și a dat acea invitație. He's an evangelist. El e un evanghelist, Billy Graham. He admits that. El admite lucrul acesta. He doesn't talk about missions, he talks about being born again. Nu a predicat atât de mult despre misiune, cât despre faptul că trebuie să se naști din nou. But he read Romans 12. Dar a citit în clipa aceea, cred că în Roman 12. And this was the nature of his unusual invitation for him. Și a fost în momentul acela inspirat să facă o invitație puțin neobișnuită. I'm going to ask everyone here, this is what he said. I'm going to ask every one of you who's willing to offer himself unconditionally to God
just to stand up quietly in your place. Și azi atunci vreau ca toți aceia care sunteți aici și ați vrea să vă dăruiți necondiționat lui Dumnezeu să vă ridicați în picioare. And of those 17,000 people, about 16,500 of us stood up. Din cei 17,000 de studenți, vreo 16,500 s-au ridicat în picioare. Billy Graham said, și Billy Graham I don't a zis, understand this. Ei, nu înțeleg asta. Sit down. Stați jos. And then he repeated the invitation. Și a repetat invitația. And again, about 16,500 of us. Din nou, vreo 16,500 s-au ridicat în picioare încă o dată. And this is what I said under my breath. Și atunci eram și eu între aceia, m-am ridicat și am zis: Thank God. Mulțumesc Domnului. At last. Că în sfârșit. We Christians are becoming normal. Noi creștinii devenim normali. Creștini normali. That's normal Christianity. Aceasta este creștinătatea sau creștinismul normal. Dear friends, where are you? Dragi prieteni, unde sunteți voi? And pastors, păstorilor, unde sunteți voi? Are you willing to lead? Sunteți gata să conduceți pe alții? Are you willing to risk surrendering? Sunteți gata să riscați predându-vă total lui Dumnezeu? Of course, if he's made you a pastor, he's going to keep you here, but if you are supposed to be moving somewhere, he's going to speak. Bineînțeles că ați devenit păstor și Dumnezeu v-a adus aici să fiți în poziția aceasta deocamdată pentru pe vreme păstorind. Dar dacă Dumnezeu vă cheamă să schimbați ceva, and he'll give you no peace until you're totally surrendered. Dacă vă va chema, nu veți avea pacea aceea lăuntrică până când nu veți fi gata să vă predați lui total și spuneți: Doamne, sunt gata să las și pastorația dacă trebuie. When you begin to pray for workers, dar când te rogi pentru lucrători, the Lord might say something like this. S-ar putea ca Domnul să-ți vorbească ție în felul acesta. I'm so glad you ask. Sunt așa de bucuros că tu mă rogi să scot lucrătorii. I've been thinking about you for a long time. Dar să știi că m-am gândit la tine de multă vreme. It's risky. E riscant să te rogi așa. But let's do it. Dar haide să o facem. L-am urmărit împreună pe Don Măcării, un om deosebit care, deși are o vârstă înaintată, călătorește încă foarte mult și mobilizează credincioșii și bisericile pentru marele seceriș. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă aștept cu multă bucurie și dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului.